În pofida numeroaselor probleme cu care se confruntă botoșănenii în frunte cu reprezentanții de la primărie, atmosfera sărbătorilor de iarnă a început să îmbrace orașul. Zeci de figurine cu luminițe au fost deja montate pe fântânile arteziene de pe Pietonalul Unirii. Zilele acestea se lucrează la montarea iluminatului festiv, aș putea spune, pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Intenționăm pe 6 decembrie să dăm drumul la acest iluminat. Am achiziționat, am încheriat, de fapt, tot felul de zorzoane de astea, de luminițe, de știu eu. Viceprimarul a adăugat că anul acesta primăria Botoșani a închiriat un sistem de iluminat nou care va fi montat pe Bulevardul Mihai Eminescu, pe strada Primăverii, pe Calea Națională și în alte zone ale municipiului. Pe lângă atmosfera de sărbătoare de pe străzile urbei, botoșănenilor li se pregătește și un patinoar și un orășel al copiilor. Acesta va include ornamente, decoruri și iluminat festiv.